Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Dale Buzeanului. Alături de mine în această seară sunt doi invitați din cadrul USR Buzău. Doamna Roxana Stănescu, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Și domnul Marius Alexandru, bună seara, bine ați venit. Sărăuină, bine v-am găsit. Începe o perioadă în care oamenii trebuie să afle pe cine să trimită în Parlamentul României. Începe campania pe 1 noiembrie, până atunci ne-am propus însă să vorbim așa cu toți cei care își doresc să ajungă parlamentari, astfel încât să le aflăm proiectele. De aceea v-am invitat în această seară și aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc câteva cuvinte despre pregătirea pe care o aveți, câteva cuvinte din CV-ul propriu. Ok, vă rog. Luați pe colega, domnule înainte. Sunt de profesie consilier juridic la niște societăți de agricultură. Colaborez și cu alte societăți. Am terminat dreptul. Îmi place foarte mult ceea ce fac și îmi doresc să merg mai departe cu toate cunoștințele care le am. De și ce politică? De ce USR? USR înseamnă schimbare, este suflet și mi-a plăcut spiritul acesta de echipă. Sunt foarte uniți, ne încurajăm unii pe ceilalți și îmi doresc să fac asta pentru copii, pentru studenți, părinți, că avem și părinți, și ne rugăm să facem ceva frumos. Este prima candidatură? Da. Bun. Da. Și sunteți pe locul 2 pe lista pentru Camera Deputaților din partea USR Buzău, da? Bun. Domnule Alexandru, dumneavoastră conduceți lista, sunteți pe primul loc al listei pentru Camera Deputaților. Da. Mulțumesc pentru această motivație, pentru această poziție de deschidere pe listă. Mulțumesc colegilor de la USR Buzău, mulțumesc în special președintelui Florin Drăgulin, președinte USR filiala județului Buzău. Legat de întrebarea dumneavoastră, ca pregătire am terminat facultatea de aeronave în București, am terminat un master în management financiar, teoria comunicării și multe altele pe acolo, zborul sateliților, diverse chestii tehnice, dar am și pregătire economică. Am lucrat în București până prin 2006 și apoi m-am întors în Buzău, m-am căsătorit, am două fetițe minunate, am început și o afacere, acum activez în domeniul fotovoltaic, mă ocup cu asta din 2010. Suntem o firmă nu mare, dar de nișă. Am una dintre cele mai bune expertize din țară pe acest domeniu, după părerea mea, și mă rog, așa. O să vorbim și despre acest domeniu și despre implicațiile lui în Buzău, în județ, dar facultatea pe care ați absolvit-o v-ar fi condus către o carieră militară. De ce nu v-ați îndreptat spre armă? Facultatea de aeronave este o facultate unde ești pregătit să proiectezi aeronave. Am terminat structuri aerospațiale, așa se numește. Cum de ați ales o astfel de facultate? Păi am ales-o pe faptul că sunt pasionat de matematică, de calcule. Am făcut și 2 ani de zile în facultatea de matematică, la un moment dat. Lucram și m-a pasionat asta și chiar am făcut și 2 ani de zile. La ce carieră ați fi visat aici, voiam să ajung? Unde vă îndreptați și n-ați reușit? Corect, e bună întrebarea, mulțumesc. Pentru că am avut așa întrebări interioare, apropo de cariera mea. Pentru că am colegi care lucrează la Boeing, am colegi care lucrează în Europa și mă gândeam că era o alegere interesantă, numai că, pe de altă parte, acești colegi ai mei, care financiar sunt foarte bine, au și niște neajunsuri, în sensul că nu prea stau la fel de bine pe plan familial, în sensul că mai greu și au, unii chiar nu sunt căsătoriți, nu au copii, și pe acest motiv sunt un fericit, da. M-am întors în Buzău, mă simt bine în Buzău, am o familie frumoasă, este ceea ce îmi doresc. Mai mult decât atât, îmi place să vorbesc cu oamenii, sunt un om de teren. Chiar nu cred că mi-ar fi prins bine să stau într-un birou și să fac numai proiectare. Sigur, nu e genul meu.
ați prioritizat viața personală. Înțeleg că o carieră, așa cum o au colegii dumneavoastră, v-ar fi ocupat foarte mult timp. Credeți că dacă veți deveni deputat, veți avea la fel de mult timp liber ca acum? Acum nu am timp liber foarte mult. Din contră, sunt tot timpul plecat, sunt pe teren, am multe activități. Dar este mai aproape de ceea ce îmi doresc, în sensul că nu sunt prins într-un birou, ci am muncă de teren, vorbesc cu oamenii, îmi place să discut cu oamenii, îmi place să cunosc oameni și să împărtășesc păreri. M-ați întrebat mai devreme sau ați întrebat-o pe colega de ce USR. Am intrat și eu în USR mânat în luptă, să spun așa, de evenimentele din Piața Victoriei. Din 2018 am fost la toate acțiunile, inclusiv pe 10 august. Am constatat ce sentimente poți să ai atunci când copii, mame, tinere cu copii sunt atacate cu gaze de către autoritățile noastre, oameni nevinovați, am constatat, și am constatat o înverșunare, îmi venea să mă întorc eu să mă luc cu autoritățile. Și nu venea să cred că se întâmplă așa ceva. Și asta a fost motivul pentru care am hotărât că trebuie să fac ceva. Spuneți-mi pentru ai mei copii. Dacă v-a mulțumit cumva decizia instanței vis-a-vis de dosarul 10 august de acum 2 luni, oricum, la 6 ani distanță de la proteste, au venit cu un răspuns către protestatari. Păi nu a fost un răspuns ok. Nu știu ce putem face. Nu știu ce putem face. Atunci a fost o emulație, a fost un fenomen. Acum, din ce în ce mai greu, poți să mobilizezi oamenii să iasă la un protest. Poate și atunci, din același motiv, că s-au speriat, au văzut ce se poate întâmpla dacă ies să protesteze pașnic, că sunt atacați cu gaze lacrimogene și nu numai. Exact. De către forțele de ordine, de către jandarmerie. Exact, exact. În plus și percepția pe care televiziunile o generează, acum televiziunile fac politica în România, după părerea mea, au fost și situații când s-a spus, domnule, merg în piață pentru că iau 2 milioane de 200 de lei, sunt plătiți. Inclusiv taică-miu a trebuit să-l conving că nu, știe că nu sunt genul sau știe că vin eu cu bani să merg acolo, nu-mi dă nimeni bani, mie sau cu prietenilor mei, care lucrează, sunt corporatiști sau lucrează foarte bine, stau financiar și nu au niciun motiv să vină pentru 200 de lei. Ba din contră, au ei alte cheltuieli, avem noi alte cheltuieli, la fel și nu se re. Am fost întrebați inclusiv colega, să spună colega, și eu am fost întrebat, mergi în USR, dar cu câte plătesc ăștia să fii în USR? Puteți să o întrebați și pe colega. Și ce ați răspuns la această întrebare? Faceți voluntariat. Ne dorim o schimbare pentru copii, ne dorim să... Chiar acum venim din stradă, am mers în campanie, colegii noștri au continuat. Știți că nu a început campania, dar probabil testați așa piața, nu? Pre-campania. Da? Și unde ați fost exact? Pe municipiu, în județ? Am plecat la sediu și am venit spre sediul la dumneavoastră. Cu colegii, lumea este deschisă, își dorește schimbare, am stat de vorbă cu oamenii. Ce v-au spus oamenii? Ce v-au spus buzoienii? Ce îi deranjează? De ce vor schimbare? Taxele foarte mari și ce se anunță, iar taxe mărite de la 1 ianuarie. Își doresc alocații pentru copii mai mari, pentru că nu ai ce să cumperi cu 295 de lei, că am și eu 2 copii și știu ce înseamnă așa. Bătrânii au început și ei să înțeleagă că nu putem să votăm la infinit. N-aș vrea să generalizăm, da? Să votăm pentru că indiferent de vârstă, electoratul unui partid rămâne fidel datorită sau din cauza, depinde cum vreți să primiți, altor motive. Dar vorbeam despre începuturi în politică și nu mi-a spus dacă sunteți la prima candidatură. Eu sunt la prima candidatură în această poziție pentru Camera Deputaților. Am mai candidat în alegerile locale pentru o poziție de consilier municipal.
Sunt multe etichete aplicate așa USR-ului de-a lungul timpului. Am auzit tot felul de teorii. Care v-a deranjat cel mai mult? Care etichetă? Pe mine m-a deranjat cel mai mult, sincer să spun, când am fost numiți ucigași și îmi venea să spar televizorul. Este un domn de la PSD, care, o să spună, care tot Cristescu, dacă zic bine, nu mai știu, care tot ieșea pe nu știu ce posturi de televiziune și tot spunea asta. Și m-am simțit profund jignit, eu știind ce am făcut, știind că am avut o abordare serioasă asupra acelui fenomen în pandemie, și am fost numiți pentru că acela era contextul, nu se știa, era o nebunie, din contră, soția era expusă, lucrează în sistemul sanitar, eram disperați ce se poate întâmpla, erau cazurile din Italia. Acum, normal, știm, dar atunci eram devastați, că nu știam ce se va întâmpla. Ne era frică pentru copiii noștri. Da. Și în urma cărei decizii vi s-a pus o astfel de etichetă în pandemie? Păi atunci, pe faptul că nu știu ce se întâmpla cu acele, cu acei saci, tot veneau cu tot felul, ca și doamna Șoșoacă, știu că a venit cu nu știu ce sac și în Parlamentul European și i-a acuzat chiar pe europeni de treaba asta. Bun, n-ați fost singurii acuzați, nu ați fost singurul acuzat, asta e clar. Acum, revenind în ziua de astăzi, aș vrea să mai vorbim puțin despre proteste și dacă credeți că se pot schimba lucrurile în România cu puterea oamenilor, adică oamenii dacă pot taxa prin protest o decizie politică și pot avea un rezultat palpabil. Credeți că se mai poate asta în 2024? Da. Profesorii au reușit cu protestul lor. Și cred că Se poate. Am avut și noi un protest, cei de la USR, mă rog, am mobilizat împreună și cu alte forțe, să spun așa, organizații, ONG-uri. Am avut un protest aici la Buzău, apropo de parcările de pe Unirii, și am încercat să mobilizăm inclusiv rudele ale mele, care locuiesc acolo. Și nu prea am găsit deschidere, deci am protestat noi, care nu locuiam în acea Vorbiți zonă. Despre Unirii Sud, da? Da. Pentru că ați mai încercat un protest în campanie, dacă mi-amintesc, la Poarta Crângului erau 10 oameni, aproximativ. Da. Adică o mobilizare de câțiva membri. Păi și aici am fost undeva la, nu știu, 50 de oameni, cred, în fața primăriei. Și după mine, atitudinea este importantă. Chiar îmi place să spun asta și chiar cred în asta. Atitudinea schimbă lucruri. Schimbă situații. Atitudinea ta contează. Asta pentru mine este important. Asta mi-am demonstrat mie pentru că am schimbat lucruri. Am povestit la colegul meu asta în emisiune. Nu știu dacă mai merită să redeschid aceste subiecte. Dar au fost situații când am schimbat lucruri și am văzut că numai așa, luând atitudine, poți schimba lucruri, poți suna, de ce, domnule, de ce să se întâmple asta, că nu e normal să se întâmple. Poți suna până în pânzele albe, până schimb ceva. Oamenii trebuie să conștientizeze că au dreptul de a protesta, au dreptul de a nu fi de acord cu o decizie politică, decizie care îl poate afecta pe respectivul om foarte mulți ani de acum înainte, nu? Și procedural vorbind, și ca organizare. Și asta vrem să facem, să digitalizăm, să nu mai fim nevoiți să așteptăm ca în evul mediu, în fața sediilor, nu pot să spun acum exact unde, să nu deranjez, să nu stric imaginea cuiva, dar sunt multe societăți asociate cu structura statului, unde te simți ca în evul mediu. Adică vii, te treci pe o listă de la 5 dimineața, aștepți, te îmbrâncești, înjuri, stai că nu ești tu, stai că sunt eu, pe sub masă, cu bilete de ordine. Deci așa ceva e incredibil. Deci în era digitalizării. Nu e bine ce se întâmplă, mai ales la noi în Buzău. Haideți să vorbim puțin despre expertiza pe care fiecare în parte o aveți în domeniul profesional. Spuneați, doamna Stănescu, sunteți consilier juridic și lucrați cu multe societăți agricole, da? Da. Care sunt problemele acestor oameni în acest moment? Îi ajută statul cumva? Despăgubirile sunt atât cât ar trebui să fie în quantum? Nu,
nu? Nu, pentru că din cei 200 de euro care spun că îi dă, urmează, cum să vă explic, ceea ce se bagă în pământ, sămânță și tot, cu îngrășăminte și toate cele, sunt foarte scumpe. Pot ajunge și la 1000 de euro per hectar. Ori 200 de euro care sunt și impozitați. Ce îi consiliați pe oameni să facă? Să iasă în stradă. Nu, din punct de vedere juridic. A, din punct de vedere juridic. Este greu cu statul, foarte greu. Că și protestul care l-au făcut n-au rezolvat nimic. Ce le-a dat, doar 200 de euro, foarte puțin. Este foarte greu. Problemele acestea pot fi rezolvate de parlamentari? Da. Aveți proiecte în acest sens, dacă veți reuși să ajungeți în Parlament, pentru agricultori? Pentru agricultori nu, am pentru învățământ. Pentru copii, pentru că am copilași și pentru profesorii care se implică. Evaluarea, mi-aș dori ca profesorii să fie evaluați psihologic mult mai atent și că știm destul de bine că sunt profesori care sunt evaluați psihologic doar dintr-o hârtie și ați văzut ce se întâmplă. Da, și ar trebui să fie mult mai bine. O să vorbim despre proiectele pe care le gândiți în a doua parte. Haideți să vorbim puțin despre dorința județului Buzău de a avea un parc fotovoltaic de amploare. Cunoașteți proiectul propriu. Da, da, da. Cum va arăta Buzăul din acest punct de vedere? E fezabil, nu e? Proiectul. Păi e fezabil. E fezabil, este îmbunătățești practic producția verde, diminuezi din amprenta de carbon. Întotdeauna o investiție în energie alternativă este binevenită. Aș vrea puțin să te punctez acum, să tratez un subiect, așa mi l-am amintit acum, ridicând dumneavoastră această întrebare, apropo de cu ce ne ajută fotovoltaicele și mașinile electrice, spre exemplu, energia verde în general. Există o reticență în abordarea acestui tip de mașină, de autoturism, de mașină electrică. Cu diversi investitori, cu clienți de-ai mei, cu potențial, am avut discuția aceasta. În general, cei vârstnici sunt reticenți, cei tineri sunt deschiși. Sunt mult mai eco-friendly tinerii. Asta e un, chiar e bine, e un lucru bun care se întâmplă. Ce vă să punctez, chiar aici lângă dumneavoastră, la școala 11, am avut copii, încă mai am fetița cea mică aici, și venind așa pe jos, mergând pe jos, chiar mă gândeam câtă poluare există mergând așa când e răcoare afară și mergi pe lângă mașini și nu poți să respiri aerul din prejur, pentru că merg bară la bară, mai stau și aici e o problemă, nu știu dacă se poate găsi. Copilul. Da? Merg bară la bară, bară la bară, eu prefer să parchez mai departe și să vin pe jos, dar mă deranjează, să spun așa, atunci simți ce înseamnă poluarea în oraș. Deci mașina electrică este gândită, după părerea mea, pentru oraș, pentru traficul urban. Acolo e o problemă. Să scăpăm de acea poluare din traficul urban și să o mutăm în altă parte. Pădurea poate trata acea poluare. Da, vă vor spune buzoienii că puterea de cumpărare aici este scăzută. Bine, vorbim în general și despre buzoieni, dar și despre toți românii până la urmă. Știu că sunt programe pentru finanțarea mașinilor electrice. Într-adevăr, așa este. Ușor, ușor, dar nu, aș vrea să punctez pe treaba, pe aspectul acesta. Al poluării. Al poluării și de ce să ne luăm. Argumentul pentru care am putea să fim tentați să achiziționăm o mașină electrică. Deci întotdeauna investiția în fotovoltaice este o investiție bună pentru ai noștri copii. Deci ne gândim, sunt clienți puțini care gândesc așa, într-adevăr, noi ne gândim la beneficiu, domnule, ne aduce o economie sau nu ne aduce o economie? Sunt puțini clienți, dar i-am întâlnit, care s-au gândit, domnule, pe mine nu mă interesează că e scump, da? Nici nu mă interesează prețul. Mă interesează ca eu să nu afectez mediul pe termen lung. Am avut și client care și-a propus
după nu știu ce întâlnire prin Statele Arabe, să ia așa măsuri cu investițiile proprii, încât să combată ce amprentă a avut dânsul până la acea vârstă pe pământ, să zic așa. Și a spus, uite, eu trebuie să mai plantez 2 hectare de copaci, care i-a dat, din discuția cu mine, i-a dat administratorului ca sarcină, băi, ia caută-mi 2 hectare, undeva vreau să plantez 2 hectare de puieți. La fel, m-a întrebat, cât salvează el prin investiția aceea? Deci nu m-a întrebat altceva, nu în cât timp nu de ROI, cum se spune, de return of investment, nu de despre altceva, da? M-a deci întrebat, există și astfel de oameni da, cu toate și această abordare, la mii de români, da. Mai mult decât atât, să nu am început. Vă rog. În pandemie a fost așa un trend de a deveni autonom și este un trend internațional. În Europa sunt investiții importante în soluții de stocare, în ideea de a deveni dependent și pe privat chiar. Din cauza războiului, la un moment dat s-au gândit oamenii, băi, ce se întâmplă? Poate avem probleme. Așa știu că am soluția mea și sunt autonom. Și oamenii care și-au permis au făcut lucrul ăsta. Acum, revenind, ce putem face? Așa putem discuta, eu pot discuta despre treaba asta 2 ore, 3 ore, 5 ore, nu e problemă. Ideea este că ce mai putem face? Spre exemplu, vreau să punctez pe un proiect adus, să spun așa, de colega noastră Cristina, implementat de Cristina Prună, cu 5% TVA pe energie regenerabilă, inclusiv în zona asta de fotovoltaice, proiect care a fost foarte bine primit de către persoanele fizice, se adresa persoanelor fizice, a crescut segmentul beneficiarilor persoane fizice în ceea ce privește sistemele fotovoltaice, în schimb, ulterior, au început să crească 9%, acum se mai gândesc, poate de la anul 19% sau poate cine știe ce surprize mai avem. Cum vi se pare programul Casa Verde? Sunt foarte mulți cei care se înscriu în acest program. Da, sunt foarte mulți cei care se înscriu în acest program. Este un fenomen național. Sunt niște subvenții europene. Practic, noi instalatorii subvenționăm. Poate nu se știe lucrul ăsta. Noi subvenționăm instalatorii, subvenționăm beneficiarii. Și dumneavoastră primiți fondurile. Așteptăm apoi de la AFM, dar AFM-ul la rândul lui primește de la Uniunea Europeană. Cam așa funcționează. Și normal că adică orice român e dornic să beneficieze, că este un ajutor important, într-adevăr. Și tocmai de asta s-a și creat așa o nebunie, o viteză în a depune, probabil că știți despre ce este vorba, în a depune dosarele. La Buzău un dosar s-a depus într-un minut și 45 de secunde, dar la București, deja unde sunt mulți IT-iști, 40 de secunde, deja e olimpiadă. Au apărut și foarte multe înșelăciuni. Da, așa este. Firme care fură datele celor care depun dosare. O să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva minute. Continuă emisiunea de Ale Buzoianului. Vorbim cu doamna Roxana Stănescu și cu domnul Marius Alexandru de la USR Buzău puțin despre ce urmează și despre problemele oamenilor pe care oamenii politici le vor rezolva sau cel puțin așa vor anunța cu toții în campania care va începe în curând. Și vorbeam înainte de pauză despre proiecte pe care și aici în Buzău le-am putea vedea implementate, dar aș vrea să revenim puțin la partea politică. Am înțeles, doamnă Stănescu, că vă confundă oamenii cu doamna Lasconi, așa e? Da. Ce vă spun oamenii când vă văd? Se uită pe plian, se uită la mine și zice, sunteți doamna din poză? Zic, nu. Colegii râd și spun, noi avem Lasconi de Buzău. Și e bine să fiți Lasconi de Buzău sau nu e bine? Până acum a fost bine, lumea este deschisă în ceea ce ne privește. Și stau de vorbă chiar ieri, mergând pe Unirii Sud, un tânăr a zis că vrea să se înscrie în USR și dacă luăm cu noi la PAS, la firul ierbii, și a făcut înscrierea în mers și a plecat cu noi.
Azi a venit iar la sediu și am plecat de acolo împreună și își dorește foarte mult să rămână membru în USR și își dorește schimbare. E doar un tânăr care va venit alături? Un tânăr care a venit așa de pe stradă, dar primim cereri de adeziune zilnic, în special de la doamne. De ce credeți că de la doamne mai mult? Pentru că suntem femei și ne dorim să să susținem spre președinte o doamnă, să avem și noi o schimbare și să fim și noi. Ar fi minunat dacă ar fi de ajuns ca președintele să fie femeie și să poată rezolva din acest motiv toate problemele românilor, dar sunt cu totul alte atribuții pe care un președinte trebuie să le prioritizeze, astfel încât oamenii să trăiască mai bine în țara asta, dar o să vorbim și despre candidații pentru Lasconi. Cea mai înaltă funcție din stat. Doamna Lasconi, ce voia să spuneți? A demonstrat, pe lângă faptul că este femeie, nu este numai asta un argument, a demonstrat ca administrator, ca primar, că a ales fost local, probabil, pentru cei de acolo, dar A demonstrat cu o carieră. Sunt cu totul alte borcane. Corect. Bun, haideți să vorbim despre cum credeți că va arăta campania electorală pentru Parlamentul României în principal. Ce vă propuneți să faceți? Ne-am propus să luăm la pastă județul Buzău, să plecăm și în caravană cu foarte mulți membri, să ne întâlnim și cu filialele, cu membrii din filialele locale și să mergem să vorbim cu lumea. Dumneavoastră, domnule Alexandru, la fel? Da. Noi ne propunem să fim cât mai aproape de buzoieni, facem discuții zilnic, ieșim pe stradă, întâlnim oameni. Colegul despre care povestea mai devreme Roxana era astăzi foarte încântat că a avut prima discuție cu cineva. Câți ani are colegul? Undeva la 25 de ani, până în 30 de ani. Da? În general sunt tineri, dar în campania de strângere de semnături am avut surpriza să avem și tineri mai reticenți, dar și surpriza să avem oamenii mai în vârstă care au venit de la sine și au spus: domnule, vreau, îmi doresc asta, vreau cu voi, sunteți altceva, simt că mă reprezentați. Asta ne dorim, să reprezentăm acești oameni care vor să democratizăm societatea românească, care vor să fim progresiști, să facem schimbarea. Da. Da. De la cei reticenți învățați cel mai mult. Poftiți? De la oamenii reticenți aveți cel mai mult de învățat. Tratând obiecțiile ca și în vânzări. Da. Tratând obiecțiile, reușești să fii mai bun, reușești să dai soluții. Sunteți buzoieni, da? Da. Asta e o întrebare pe care de multe ori electoratul o adresează candidaților. Cei care vor să meargă la București în Parlament, dar cer voturile buzoienilor. Și e important să știm. Și voiam să vorbim puțin despre partea locală, pentru că, domnule Alexandru, sunteți vicepreședinte al organizației municipale a USR, da? Da? Și joi, mai exact pe 24 octombrie, se va constitui noul Consiliu Local Municipal. Da. Aveți acolo reprezentanți aleși sub umbrela Alianței Dreapta Unită, din care făceați parte, acum nu mai faceți parte. Cum sunt pregătiți cei pe care îi veți trimite acolo? Cine sunt ei, dacă ne reamintiți numele lor și ce vor să facă pentru buzoieni? Da. Deci avem doi colegi de la USR. Este colegul Florin Drăgulin, care a fost candidat la poziția de primar. Este președintele nostru, președintele filialei Buzău, județene Buzău. Și urăm succes. Da. Este un om de valoare, este omul care ne-a adunat în jurul lui. Pentru el trăim aici la Buzău, el este spiritul nostru. Mă rog, împreună creăm un spirit, dar este vectorul nostru. Pentru el trăiți de câteva luni. Politic. Politic, pentru da. Că înainte trăiați pentru domnul Silviu Ordache, din câte știu. Da, bine, împreună am fost o echipă. Da, asta spun, să nu uităm. Da, nu le uităm, știm și lucrurile bune istoria pe care le-a făcut partidului. Silviu. Da. Avem și lucruri bune, dar Florin a știut, e un om de echipă mai bun.
aici este. V-a demonstrat adică... deja că n-a avut prea mult timp să vă demonstreze. Da, am demonstrat. Da. Dacă pot spune și niște argumente din discuțiile din interior, vă pot spune, părerea mea este că înainte să ai cifre, unii se uită la cifre, în general, când ești corporatist. Și eu eram mult mai de dreapta, acum am, când eram în București. Acum mă duc puțin și mai la centru. Sunt de dreapta, de fel, suntem un partid de dreapta și eu sunt de dreapta. Deci nu merge spre stânga. Dar niciodată. Dar te uiți și la latura umană. Nu, în general, și în dreapta, într-o corporație, nu poți să faci, nu poți să ai rezultate. Ne uităm la rezultate, ne uităm la cifre. Dar cifrele se fac cu oameni. Dacă nu ai echipă, nu faci nimic. Da. Oricare dintre colegii mei ar fi putut fi în locul meu aici. Oricare. Și, în mod normal, ar fi trebuit să fie Florin. Dar, mă rog, așa a fost să fie. De ce, domnul Drăulin, dacă totul l-ați adus în discuție așa în absență și îl invităm să intervină dacă simte nevoia, de ce nu este pe nicio listă, nici la Senat, nici la Camera Deputaților? Nu aș vrea să intru în detalii. Florin a fost pe locul 1, a deschis lista. Care listă? Lista la Camera Deputaților. Și de ce eram s-a retras? Pe locul 2. S-a retras pentru că a hotărât să facă acest pas tocmai pentru a rămâne filiala unită și pentru a nu fi discuții. Au fost niște încercări de a impune pe cineva de la București, ca și în ediția trecută, a impune pe cineva, se pare că e o practică în general în România, să vii cu cineva din exterior. Când ai un rezultat slab la alegerile anterioare, da, este o practică. La alegerile locale nu a fost un rezultat slab. Noi, USR, am avut locul 14 pe țară la alegerile locale. Vorbim deci am despre avut un... alianță, nu vorbim despre USR, pentru că n-ați candidat din partea USR, ați candidat din partea Alianței Dreapta Unită, da? Da, da. În care mai erau PMP și Forța Dreptei. Exact, exact. Bun. Domnul Drăgulin s-a retras ca să nu vină cineva de la București sau pentru că nu este agreat de a fost o negociere. A fost o negociere. Ca în orice familie mai există și câte o ceartă și din acest motiv. Dar noi suntem o echipă unită și Florin ne susține întru totul. A ales să facă acest sacrificiu, ca să mă exprim. Bun, așa, vorbeam despre consilierii pe care îi trimiteți, nu îl trimiteți doar pe domnul Drăgulin, care s-a sacrificat, înțeleg, mai trimiteți câțiva. Da, este adică colegul doi. Cornel Baldovin, este inginer în transporturi, are instructor auto, cunoaște problemele, dânsul a fost cel care a fost fanion. Apropo de proteste, pot aminti lucrul ăsta, când am fost în fața primăriei împreună și am luat atitudine. Pot spune, după cum am mai amintit, că atitudinea este foarte importantă, atitudinea schimbă lucruri. Am ieșit în fața primăriei, am discutat, până la urmă s-a discutat și cu domnul primar, Cornel, colegul Cornel a făcut parte din delegație. El știe foarte bine problemele de trafic, fiind instructor auto, au fost multe detalii tehnice, dar ce m-a uimit, apropo de treaba asta, a fost faptul că erau mulți tineri care întrebau ce facem noi acolo și ce ne trebuie, de ce trebuie să facem noi protest. Mi-am dat seama că buzoianul sau în general românul nu este obișnuit, poate, sau îi se pare ceva nefiresc să iei atitudine. Din păcate. Din păcate, din păcate. Și de la PMP, domnul Constantin Ionescu va veni în echipa aceasta. Da? Exact. Faceți întâlniri înainte de ce se va întâmpla în noul mandat? Adică discutați în organizația municipală cu cei care îi vor reprezenta pe buzoieni pentru următorii 4 ani în mini-parlamentul buzoian? Da. Facem discuții întotdeauna. Asta este plusvaloarea noastră, să spunem. Faptul că suntem un partid democratic, discutăm, ne spunem părerile și tragem concluziile. Și principala armă a consilierilor pe care îi trimiteți în CLM, care va fi? Principala armă, vă referiți ca și echipă sau ce dorim să se întâmple? Ce doriți să se întâmple, da, un proiect la care vă gândiți, o atitudine pe care o vor avea consilierii? Da. Păi ne dorim cumva să venim cu soluții la problema traficului, ne dorim să găsim o soluție apropo de... Am venit cu ea, de fapt, și în campania de locale. Chiar amintesc de colegul Silviu, el a venit cu ideea aceasta de, din câte amintesc, să nu greșesc, dar nu știu care dintre ei, Silviu sau Florin, de a fi o parcare subterană în zona Mecului. Nu știu dacă trebuie să spun filmul. Da, știu tot. Piața. Da.
Da, o idee pe care o vezi menține, nu? Și o vezi propune. Da, este în studiu, este în studiu. Afară, am fost în Grecia, am fost în Germania, foarte multe parcări subterane. Poate reușim și noi. Poate. În Iași am văzut chiar. Da. Bun, să vorbim acum despre Camera Deputaților, acolo unde vă doriți să ajungeți. Ce credeți că veți face acolo? Ce ar trebui să facă un deputat, în primul rând? Care sunt atribuțiile unui deputat? Să-mi răspundeți pe rând. Păi, atribuțiile unui deputat, încep eu? Da. Ar fi să vină cu inițiative, să facă echipă cu ceilalți colegi, să se pună de acord pe anumite direcții. Eu ca direcții îmi propun să activez în zona unde sunt specializat, de energii alternative, în zona de digitalizare, în zona de antreprenoriat. Să aici... ne dați și câteva detalii. Cum doriți să acționați în aceste zone? Aici... Prin ce proiecte sau cum credeți că se pot schimba lucrurile? Trebuie să luăm atitudine apropo de aceste măriri de taxe. În zona de antreprenoriat este o problemă, spre exemplu, cu acel 16% impozit pe cifră la IMM-uri. Este chiar o descurajare a celor, mai ales a celor care prestează servicii. Acolo este o dinamitare a acestor firme, acestui tip de activitate. În servicii este o nenorocire, acest 16%. La mărfuri e ok, faci comerț, este altceva să spun, ai impozit pe profit, e ok. Dar în servicii, în general, în zona de creativitate, iar acolo au dinamitat cu chestia asta. Practic, dinamitezi creativitatea și asta nu e în regulă. E greu să fii antreprenor în România în momentul de față, nu? Este greu să fii antreprenor în România. Dacă doriți, putem să intrăm în altă zonă. Adică mi-am amintit acum, apropo de asta, de ce înseamnă costul de oportunitate în România. De ce este greu să faci business în România? Pentru că acel cost de oportunitate este un termen financiar prin care analizăm cât ar fi de convenabil pentru noi, da, ca profitabilitate. În România cândva era undeva la 12-15% ca și marjă. Da. Bun. Ce este rău în România este faptul că piața poate fi impredictibilă, să zic așa. Nu-mi place termenul că e prea auzitat, dar te poate surprinde ceva oricând. Asta e ideea. Da? Te poate oricând surprinde ceva. În contabilitate, acum am văzut o mare nebunie pe ceva softuri, pe TVA, contabilii sunt nemulțumiți, că tot se schimbă legislația, pentru contabile o nebunie. Bine, faptul că există digitalizare, asta e bun, e bun, vrem și noi digitalizare, dar depinde și cum le implementez, că dacă nu există așa o logică în a corela niște lucruri între instituțiile statului, iar faci digitalizare, ok, dar să comunice, tocmai vorbeam cu un coleg astăzi, domnule, trebuie să-mi scot cazierul, să-l duc tot la poliție. Dar de ce nu pot comunica cele două departamente? Să fie o bază, da, de date comune, dar pot clar, comunica. Comună, clar. Am mai discutat cu colegul pe digitalizare, da, pe circuit de documente. Se pot face multe lucruri pe partea asta. Vin din zona asta, am dat soluții, am implementat astfel de soluții în București. Deci se poate face, numai să există voință și deschidere. Bun, cei care fac acest lucru în România se pare că nu știu cum se face, dar au pe hârtie sarcina aceasta și în consecință nimic nu funcționează. Ar fi important să existe oameni cu experiență care să lucreze la astfel de proiecte, nu? De aceea abonesc o direcție la care vreți să, în care vreți să vă implicați. Da, 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 în zona aceasta de digitalizare, antreprenoriat, energie alternative, aici unde îmi pot aduce plus valoarea. Doamna Roxana Stănescu, ce proiecte veți avea dacă veți ajunge la București în Parlament? Vreau să se aș propune să se reabiliteze taberele școlare. Cum există burse sociale, să existe și tabere sociale, pentru că sunt copii care nu își permit sau nici măcar nu visează la o tabără. Și copii cu premii, copii cu o medie foarte mare și să fie recompensați, statul să recompenseze acești copii prin tabere, cum avem tabăra de la Arbănaș, tabăra de la Poiana Pinului, care
frumos ar fi să fie reabilitate și să se ducă, să trimitem copiii acolo, copii olimpici. De curând a fost un concurs unde a fost băiatul, a cântat cu un grup de la școală, au luat locul întâi și au primit drept recompensă o mini-tabără. Nu au fost cu costuri, dar au stat 4 sau 5 zile. Pentru ei a fost o bucurie foarte mare, pentru că în ziua de azi ei nu mai sunt recompensați și sunt dezamăgiți. Pentru că merg pe la concursuri cu ei și văd și, cel puțin băiatul, vede că nu o să iau eu premiul întâi pentru că este acel băiat care face pregătire cu profesorul respectiv și se știe și își dorește, am și băiatul în USR și a dorit să intre, că vrea și el schimbare. Vrea să fie un student. E major? Da, este major. Băiatul este major, fata este micuță. Bun, pe educație înțeleg că aveți multe proiecte. Da. Vorbeați mai devreme despre testarea psihologică a cadrelor didactice. Da. Mi-aș dori, în cazul în care sunt testați, au ok-ul unui medic, psiholog sau de unde primesc dânsii avizul, în cazul în care se întâmplă ceva la clasă, să fie sancționați. Atât cel care a dat avizul, cât și cadrul didactic. Ca să înțeleagă că problemele le lăsăm la poarta școlii, iar în momentul în care ai trecut poarta, ești cadrul didactic și te compoți ca atare. Probabil că aveți câteva exemple în care nu s-a întâmplat așa, pentru că din nou n-aș vrea să ne referim la toată categoria aceasta. Nu. Sunt câteva excepții. Sunt. Din păcate, n-ar trebui să existe. Există, dar nu aș vrea să numesc. Dar sunt. Dar spuneți că dacă am avea sancțiuni, atunci... S-ar potoli. Nu ar mai exista bullying-ul, ca să zic așa, asupra copilului. Pentru că atitudinea cadrului didactic către un copil influențează negativ și clasa către copilul respectiv și este marginalizat. Da, e prima dată când aud un politician vorbind despre bullying adresat către copil din partea unui cadru didactic, pentru că de obicei vorbim despre acest fenomen între colegi, între elevii unei clase. Mai rar vorbim despre atitudinea profesorului sau învățătorului față de un copil. Da, există. Însă există și acum metode prin care se pot face reclamații, plângeri, da. Se întrunește un consiliu director al școlii, se iau măsuri? Se iau măsuri, da, și într-adevăr există și rezolvare. Dar ar fi bine să nu mai existe așa ceva. Asta e adevărat. Fiecare ne alege meseria și trebuie să o facem cu plăcere. Vorbeam, domnule Alexandru, mai devreme despre Alianța Dreapta Unită, sub umbrela căreia ați candidat la locale, nu dumneavoastră, da. Colegii dumneavoastră. De ce nu mai faceți parte din această alianță? Și eu am candidat, eram următoarea poziție. Da? De fapt, da, era Silviu, apoi eu. Așa. Da. Bun, de ce nu mai facem parte din această alianță? Inițial s-a fost în discuție această alianță, numai că totul este o negociere, și intern și extern, așa știm și în companii, se negociază și în companii intern, interdepartemental. Oricum n-a fost decizia Buzăului, nu? Sau a contribuit mult decizia organizației Buzăului? Buzăul a avut un mare punct de vedere, important punct de vedere în acest lucru. Am fost printre județele cele mai vocale, care am mers hotărât pentru a fi singuri în această luptă, pentru că am avut semnale de la alegerile locale, practic și președintele Drulă, cam ăsta a fost motivul, de asta și-a dat demisia, că Drulă, Cătălin Drulă a gândit această alianță și nu era rea ca idee, nu era rea gândirea că suntem mai bine, acoperim mai bine teritoriul țării,
e bună, dar pe de altă parte îți pierzi din electoratul tău care crede în valorile USR. Cu toată părerea de rău, dar în alte partide ne asociem cu PMP-ul. Nu, e ok, nu spun nu. Dar mai sunt și personaje pe acolo care au un trecut. Unii sunt ok, domnul Ionescu, jos pălăria, dar în general mai sunt și persoane care mai sunt traseiști sau nu sunt bine văzuți de către electoratul nostru, asta într-un cuvânt. Nu sunt bine văzuți de către electoratul nostru. Fără penal. Așteptăm să... Vă dați seama ce ar fi însemnat, ce ar fi însemnat pentru noi, că a fost o discuție și aici, să vină, scuză-mă, să vină la Buzău, să preia filiala USR, cum au fost zvonuri la un moment dat, să vină Adrian Mocan. Practic ne dinamitau. Pentru că a fost o discuție. Deci nu putem, plecăm acasă. Dar a preferat... Noi avem un set de valori. Avem un set de valori. Și acum dorim să luăm din... și acum ne adresăm segmentului din PNL, peneliștilor adevărați, care sunt de dreapta și care nu pot accepta așa ceva. Deci nu pot accepta... Deci ați primit această... în partid membrii din PNL, au venit către da, USR? Au venit. Câți? Au venit câțiva. Și membrii importanți sau? Nu importanți, dar care au venit să ne ajute în munca de teren. Au venit. Își doresc schimbare. Cărui electorat vă adresați, domnule Alexandru, o să descoperim și în campania electorală și mai ales o să descoperim în momentul afișării rezultatelor. Dar până atunci o să mai povestim, o să ne povestiți dumneavoastră ce vă propuneți astfel încât românilor să le fie mai bine. Vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi. Succes! Să ne revedem cu bine! Mulțumim de invitație! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați de jurnal. Seară bună! La revedere!